Transilvania Tren a plecat în această dimineață din Sighișoara. Primul tren turistic românesc ce face un circuit inedit în inima Transilvaniei a sosit aseară la Sighișoara cu cei 100 de turiști români care au cumpărat o vacanță neconvențională și care în baza acestea circulă pe traseul Brașov-Sighișoara-Mediaș-Alba-Iulia-Sebe-Sibiu-Făgăraș-Brașov timp de 4 zile. Reprezentanții Transilvania Tren au declarat că este o experiență inedită și că își propun ca acest tren să circule în fiecare an în luna august. În primul rând este o experiență unică. Suntem în a doua zi a primei ediții Transilvania Train. Avem 100 de pasageri la bordul trenului. Avem din 124 de locuri disponibile 100 ocupate, ceea ce pentru noi este capacitate optimă. Astăzi plecăm din Sighișoara, am venit aseară, am avut o noapte plină, ca să zicem așa, cu un tur nocturn cu toboșarul cetății, iar astăzi plecăm către Mediaș, iar de la Mediaș ne vom împânzi practic în colinile Transilvaniei pentru o suită de workshop-uri tematice. În zona Sighișoara și împrejurimi, cam ce ați văzut și cum vi s-a părut? Punctul focal al zilei de astăzi este zona de sud, la sud de Sighișoara și de Mediaș, unde avem workshop-uri la Biertan, la Richiș, la Mălâncrav, la Apoș. Aici încercăm să aducem în fața turiștilor tradițiile locale și meșteșugurile locale, nu numai la nivel de spectator, cât încercăm să îi determinăm să interacționeze maxim posibil cu tradițiile. La workshop-urile de teracotă, de exemplu, sau cele de țesătorie, turiștii vor fi implicați un pic și vor înțelege mecanismele fabricării acestor produse tradiționale din Transilvania. Pentru viitor, ce planuri aveți? Transilvania Train va circula în fiecare an, în luna august. Următorii 2 ani, 2018 și 2019, cu siguranță vom avea o ediție pe an, o singură ediție pe an, iar din 2020 probabil că vom avea două ediții. Și vă gândiți să internaționalizați cumva aceste călătorii, să aduceți turiști străini? Da, prima ediție a fost dedicată turiștilor români. Noi am promovat Transilvania Train preponderent pe piața românească pentru că am fost interesați pe de-o parte să vedem ce feedback primim de la ei noștri, de la români, să vedem cum îl putem integra și ce bunătăți putem aduce și în al doilea rând să oferim turiștilor români o experiență inedită în propria țară, astfel încât ei, prin experiența pe care au avut-o cu Transilvania Train, să ducă vorba mai departe. Proiectul Transilvania Train este rezultatul parteneriatului dintre două agenții de turism românești și CFR Călători. Este primul model circuit după modelul Orient Expressului în România.